Stimați telespectatori, Hristos s-a înălțat. Iată-ne în plină sărbătoare în care Iisus Hristos pe muntele Eleon, alături de ucenicii săi, pe când se, și de Maica sa, pe când se pregătea să se înalțe la cer, i-a binecuvântat, a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți lega, legate vor fi, cărora veți dezlega, păcatele dezlegate vor fi, mergând învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă, voi sunteți martorii mei în cer și pe pământ, și începând de la Ierusalim până la marginile pământului, dar mai mult decât atât, spune Sfânta Scriptură, că le-a deschis mințile să priceapă Scripturile. Deci, Iisus Hristos, știind capacitatea și puterea de concentrare a apostolilor, care erau oameni simpli și pescari, a ales ca prin puterea Duhului Sfânt, așa cum spune și troparul, cel la ce prea înțelepți pe pescare a arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trâns și lumea iluminată, iubitorile de oameni slavăție, îi face pescar de oameni, ca așa se spune Evanghelia, îl urmați, lăsați toate și urmați mie și vă voi face din pescar de pește, pescar de oameni. Și iată-i pe apostol pe muntele Leon, privindul pe Iisus, cum doi îngeri și un nor îl duc la cer. Și iată că pe când se înălța la cer, spune, îi binecuvânta pe dânsii, și le spunea și aceste cuvinte, bărbați galileeni, precum vedeți pe fiul omului suindu-se la cer, așa se va și coborî. Deci vorbim de parusie sau de apocalipsă, că și ăsta e un subiect ferbinte care frământă pe toată lumea, dar nu știe că Iisus cu pacea cu care s-a înălțat la cer, cu aceeași pace se va și coborî pe pământ din nou să ne tragă la el. El așa spune, eu mă duc la Tatăl să vă trimit vouă mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt, vom vedea, vom vedea că va trebui să întâlnim, să întâlnim și sărbătoarea pogoririi Duhului Sfânt, aceea cu limbile de foc, care este chipul văzut al Dumnezeirii Duhului Sfânt peste lume și botezul bisericii. Dar aici vedem înălțarea la cer când Iisus Hristos, dintr a 40-a până la 50-a zi, timp de 9 zile, stă la fiecare ceată în parte și le stabilește în har cele nouă ierarhii cerești. Îngeri îl cunosc ca fiul lui Dumnezeu, pentru că el este taina cea din viața ascunsă și de îngeri neștiute. Toată lumea nu știa cine e fiul lui Dumnezeu. Noi îl avem cântat în postul mare sub această formă. Îngeri de mare sfat căci cu noi este Dumnezeu. Deci el este în sfatul Sfintei Treimi, dar noi trebuie să știm despre înălțare următorul lucru. Noi sărbătorim înălțarea la 40 de zile, dar înălțarea, propriu zis, a avut loc chiar în noaptea învierii. Pe scaun ai fost Hristoase cu Tatăl și cu Duhul, așa spunem când cădim în jurul Sfintei mese, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tălharul, pe scaun ai fost Hristoase, toate umplând de la cel acești necuprins. Deci datoria lui Hristos a fost să ducă trupul nostru perfect, salvat de păcat, de moartea veșnică și de păcatul veșnic, plin de viața veșnică, de fericirea veșnică și de lumina veșnică, pe tronul Sfintei Trim. Pe vremea când era pe cruce, atunci bătut în cuie și își dădea Duhul, i-a spus așa, Tată, să adică am împlinit porunca care mi-am luat-o. Și acum se odihnește cu tatăl pe scaun, privind toată creația cum să bucură de puterea luminii pascale și de puterea învierii și de slobozirea morții prin moarte. Cu moartea pe moarte, călcând și cerori morminte, viață dăruindu-le. Sărbătoarea înălțării este de fapt ce? Urcarea pământului la cer. Urcarea omului la Dumnezeu. Aducerea firii umane la picioarele tatălui, spune Sfântul Chiril că fiul prin jerfa sa a împăcat lumea cu tatăl și a dat putere ca prin fapte bune să se recompenseze înaintea lui Dumnezeu și să-și arate gesturile de iubire. Deci înălțarea este un gest de iubire. Dacă eu nu mă duc la tatăl, mângâietorul nu va veni. Și psalmistul David o cântă în psalm cu sute de ani înainte de venirea lui Hristos și spune așa, înalță-te peste ceruri Dumnezeule și peste tot pământul slava ta. Deci, actul înălțării este un act divin de iubire a lui Hristos pentru lume și a lui Hristos către lume. Amen.